E corect ca noi, credincioșii, să sărbătorim Ziua Femeii. Apropo, am uitat, vă rog să mă iertați de frig, am uitat să vă spun tuturor surorilor din întreaga lume că vă apreciez, că vă iubim și noi, partea masculină, vă suntem recunoscători. Vă, mamelor care ne-ați purtat în pântece, vă, surorile noastre care ne sunteți alături, vouă, soțiilor, care ați devenit jumătate, jumătatea soților lor. Este ziua internațională în care ne aducem aminte că Dumnezeu a creat-o pe Eva, că avem mame, că avem surori, așadar. Și nu se poate să trecem cu vederea. Dacă este păcat să sărbătorim acest lucru, e trist că îl sărbătorim doar o dată pe an. Ar trebui să l sărbătorim în fiecare zi. Știți de ce? Pentru că fără o mamă care să vă poarte nouă luni în pântece, n-ați fi ajuns pe aici. Nici voi aceia care poate că priviți cu circumspecție. Eu mă adresez acum și sfinților și prea preasfinților, acelora care ei nu vor să sărbătorească nimic. Iubiții mei, din respect să știți Că Domnul nostru Isus Hristos a vorbit apreciativ despre mama sa, Maria, despre cele care au slujit în lucrarea sa. Maria Magdalena, Suzana și toate celelalte. Le găsiți înregistrate în Biblie. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, așadar, și mi-aș dori să vă trimit. Fiecare dintre voi câte o floare, acum, în această zi de primăvară în care ne aducem aminte de voi. Așa de rău îmi pare că exact cu asta trebuia să încep și am uitat. Rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea mai multă minte data viitoare. Vă rog să mă iertați. Așadar, e corect ca noi credincioșii să sărbătorim ziua femeii? Domnul, domnilor, nu doar că este corect, e de bun simț să ne aducem aminte de ele măcar o dată pe an, e de bun simț. Repet, fără ele n-am fi fost pe aici, nici eu, nici voi. Sau alte sărbători care țin de ortodoxi, excluzându-le pe cele care merg la moaște. Acum sunt multe astfel de sărbători. Unele dintre ele sunt cu conotații religioase, altele n-au conotații religioase. O martie n-are nicio conotație religioasă. V v v vă rog să mă înțelegeți, este doar o amintire de bun simț. Uite, ne aducem aminte să mai dăm și noi câte o floare. Apropo, nu fiți grobieni bărbaților. Dacă n-ați dat o floare mamelor voastre astăzi sau soțiilor voastre astăzi sau surorilor voastre, repede duceți-vă și luați. Nu fiți grobieni. Iertați-mă că o zic așa direct, da? Să nu fim necivilizați. Merită, măcar atât. Repet, măcar atât. În ceea ce privește aceste chestiuni despre moaște, eu nu cred în ele. Iertați-mă, nu vreau să aduc ofensă oamenilor din Ortodoxie, dar nu există niciun fundament biblic care să ne dea dreptate. Absolut niciunul. Absolut niciunul nicio mostră de verset biblic, nicio mostră de text care să vorbească despre moști. Alte sărbători care sunt numite sărbători au un rit religios la mijloc. De asemenea, acum dacă vă uitați în calendarul ortodox în fiecare zi e câte o sărbătoare. Unele sunt cu cruce roșie, altele cu cruce neagră, unele mai mari, altele mai mici. Eu zic să-L sărbătorim pe Dumnezeu în fiecare zi. Este cel mai important. Să sărbătorim fericirea și bucuria în El, în fiecare zi, mulțumindu-i pentru toate. Și atunci totul va fi bine. Inclusiv astăzi. Dacă n-ați făcut-o, luați o floare, dați-o mamei sau sorei dumneavoastră sau soției dumneavoastră, și acolo, când îi dați această floare, mulțumiți lui Dumnezeu pentru că vi le-a dat să le aveți în viață. Și veți vedea cât de mare bucurie vă va fi în suflet. Cei care vă spun că este păcat, n-au niciun argument biblic. Așa ceva nu se găsește unde în cuvântul lui Dumnezeu. Sper că nu v-am supărat. Bărbaților, faceți de lui Dumnezeu și binecuvântați-vă, binecuvântați-le pe acelea pe care Dumnezeu le-a pus lângă dumneavoastră.